Dragostea nu există decât în momentul în care confrunți păcatul. Dacă tu înțelegi că păcatul este cel mai grav lucru care există în omenire, dacă înțelegi lucrul ăsta, că e cel mai grav lucru, nu există nimic mai grav decât păcatul și ceea ce generează păcatul, atunci nu este o dovadă de dragoste să tolerezi păcatul, corect? Dacă ăsta e lucru care provoacă cel mai mult rău, a lăsa păcatul, a nu confrunta păcatul, a nu mustra păcatul, este cea mai clară și evidentă și limpede dovadă de neiubire. De neiubire. Da? De neiubire. Cred că textul ăla se referă la următorul lucru. Când spune Scriptura să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate, ne cere în primul rând să fim iertători. Dacă în ierți, recunoști că s-a făcut păcatul. Da? Dacă spui te iert, înseamnă că recunoști că el a făcut un păcat. Da? Da? Înseamnă să ierți, să nu porți pică, să nu te răzbuni, da? Să nu reacționezi într-un mod rău la lucrul acesta, dar, sub nicio formă, repet din nou, nu exclude dragostea asta fierbinte, ignorarea, nu exclude disciplinarea păcatului, nu exclude confruntarea păcatului, nu exclude mărturisirea păcatului, nu exclude regretul, rușinea pentru păcat, nu exclude pocăința pentru păcat. Sub nicio vorbă. Petru nu vorbește aici despre faptul că este un păcătos notoriu, tupeist în biserică, care se simte bine în păcatele lui, le scuză, le minimalizează, le justifică și noi suntem chemați să trecem pur și simplu peste. Pe un asemenea om, Scriptura ne spune să-l disciplinăm. Până la punctul în a-l da afară din biserică. Da? Însă când cineva greșește, eu nu-i port pică. Însă când cineva greșește, eu nu mă răzbun. Însă când cineva greșește, eu îl iert pentru că așa mi-a cerut Hristos și așa m-a iertat și el pe mine. Însă disciplinarea e altceva. Te iertăm, dar te confruntăm. Te iertăm, dar te mustrăm. Te iertăm, dar te iubim și nu vrem să rămâi așa. Dacă îl iubești cu adevărat, nu vrei să-l lași în starea aceea. Te iubesc așa de mult că nu te las așa cum ești. Și Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, în ciuda ceea ce eram, dar nu ne-a lăsat așa cum eram. Dacă ne iubește cu adevărat, atunci ne sfințește. Dacă nu ne iubește, ne-ar lăsa așa. Și pentru că ne iubește, vedem că ne sfințește, indiferent de prețul pe care este necesar să-l plătească. Da?